Prin telefon îl avem pe Marius Margea de la Biserica Pentecostală Apele Vii din Timișoara. Vorbim despre un alt fel de Paște. Marius, mă bucur să ne reauzim. Bucur să te aud. Pace și ascultătorilor noștri. Ne-am propus astăzi să vorbim despre un alt fel de Paște. O mare parte a lumii își amintește de suferințele Mântuitorului și de învierea Lui în această perioadă, tocmai în aceste vremuri de încercare pentru întreaga planetă. Dacă ne referim și la primul Paște, atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, atmosfera a fost tot una tensionată, una de teroare. Cum înțelegem Paștele prin prisma evenimentelor pe care le trăim noi astăzi? Paștele, indiferent de evenimentele pe care le trăim acum sau ce am trăit acum un an sau acum 10 ani sau 100 de ani, Paștele, în esența lui, rămâne același. Și atât cât Dumnezeu va îngăduie biserica în istorie, Paștele va avea aceeași valoare, același rost și aceeași chemare la a privi în sus, cum spuneai tu, și a înțelege că Dumnezeu a venit de sus spre noi ca să ne ridice privirile în sus, să ne dea din nou perspectiva aceea a învierii pe care omul o pierduse odată cu moartea contractată prin Adam și Eva în grădina Edenului în urma neascultării. Așadar, Paștele este și astăzi, în vremurile astea foarte ciudate și neașteptate și neanticipate de nimeni, este aceeași chemare a lui Dumnezeu la împăcare, la înviere și la înălțare spre El, la desprindere de cotidianul nostru care omoară, sufocă, ascunde adevăratele esențe și le înlocuiește cu lucruri care nu contează. În altă ordine de idei, sigur că dacă ne-ar fi întrebat cineva în urmă cu vreo 3 luni de zile ce o să facem de Paște, probabil că unii dintre noi aveau vacanțe programate, alții aveau întâlniri în grupuri mari, reuniuni de familie sau orice altceva, decât să stăm 2, 3, 5 închiși în casă, fiecare în perimetrul lui și cel mult să ne auzim cu prietenii sau cunoscuții pe diferitele aplicații pe care ni le pune internetul la dispoziție. Nu cred însă că Paștele e mai puțin semnificativ astăzi. E mai lipsit de substanță decât dacă l-am fi trăit ca un Paște din anii trecuți. Ba poate dimpotrivă, avem harul de data aceasta să fim mai puțin constrânși de tradiția care sufocă Paștele. De data asta nu trebuie să mai gătim pentru 50 de persoane, nu trebuie să mai alergăm să ne terminăm curățenia la timp, că oricum ne vizitează nimeni. Nu trebuie să mai facem o grămadă de alte lucruri pe care le făceam de obicei și nu trebuie să ne mai enervăm în dimineața de înviere că nu ne suntem gata la timp să ajungem la biserică. Și n-am pus cele mai bune haine și nu ne stă, nu știu cum, pantalonul sau cravata. De data asta ar fi bine și ne-ar trebui să ne fie mult mai la îndemână să privim Paștele în esența lui, care nu înseamnă nici haine, nici cozonaci, nici case primenite, nici perezul grăvit, nici nimic altceva din toate astea. Ce înseamnă un Hristos care vine să sufere, un Hristos care vine să-și asume cea mai de jos condiția umanului, aceea a păcătosului prins în fapt și condamnat la pedeapsa cumplită și deplină pe care el o merită pentru ceea ce face. Practic, Hristos vine în lume și se supune judecății drepte a lui Dumnezeu în locul nostru, fără avocat, fără niciun amendament de amnistie la vreuna din capetele de acuzare și în locul nostru își asumă pedeapsa pe care noi o meritam și o ispășește, adică o duce până la capăt. Partea frumoasă însă este că același Hristos care se identifică cu păcătosul este Hristosul care înviază peste moarte, care se ridică dincolo de pedeapsă și ne caută iarăși pe noi cei din pricina cărora a suferit, oferindu-ne pacea sa, oferindu-ne posibilitatea învierii împreună cu El și mai apoi posibilitatea înălțării împreună cu El.
Mă gândeam la ideea aceasta de un alt fel de Paște, încă de când a început această perioadă de epidemie, apoi s-a transformat în pandemie, m-am gândit la lucrul acesta, s-ar putea ca anul acesta să avem un alt fel de Paște. Oare a fost întâmplător lucrul acesta? Oare Dumnezeu nu le-a potrivit, n-a ținut cont de lucrurile acestea? Ce ar vrea El să învățăm în această perioadă? Și mă gândeam, oare vom putea sărbători noi Paștele fără, așa cum suntem obișnuiți noi românii, cu gălăgie, cu distracție, cu prăjitură, miel sau poate, uite, chiar fără biserică? În primul rând, niciun creștin nu poate să vorbească de hazard și să fie serios. Ori nu este creștin, ori se hazardează. La Dumnezeu nu există întâmplare și nu există lucruri care surprind, iar noi suntem cei care mărturisim și credem că mâna lui Dumnezeu este istoria. Deci în calendarul lui Dumnezeu era îngăduită și această vreme. Și acest sezon al recluziunii. Cum am putea să ne uităm la ceea ce se întâmplă. Într-o astfel de situație, sigur că Paștele este altfel. Acum, provocarea majoră este să nu fie un fel din cele pe care nu ni le dorim. Adică să nu ne pierdem bucuria sărbătorii, ba dimpotrivă, poate că e cu adevărat momentul să o descoperim. Așa cum ziceai tu, Paștele se asociază în cultura noastră gălăgiei, larmei, zumzetului, alergatului, transpiratului și a tuturor celorlalte lucruri. De data asta, și dacă am vrea să le facem, nu le mai putem face. Și atunci aș vrea să ne ajute Dumnezeu, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să găsim esența Paștelui. Adică să vedem cu adevărat cât de mare a fost costul răscumpărării mele. Să nu ne gândim că Hristos a trebuit să vină în lume pentru că uite ce rău e vecinul, soțul, nevasta, neamul, dușmanii. Hristos a venit în lume pentru mine, pentru că eu am fost atât de rău încât nu se putea altfel să fiu răscumpărat decât ca însăși Fiul lui Dumnezeu să vină în lume. Să-și asume condiția mea și să plătească pentru mine. Dacă înțelegem asta, Paștele va fi altfel. Dacă nu, ne vom duce dintr-o extremă într-alta. Dacă până acum am ascuns esența Paștelui sub zgomot și mult fard și toate celelalte lucruri, de data asta vom sufoca Paștele lamentându-ne și îngrozindu-ne în fiecare zi cu ceea ce ne spune televizorul. Au mai murit nu știu cât, s-a mai infectat nu știu cât, s-a mai restrâns nu știu ce drept. Oricare din perspectivele astea au același efect nociv asupra Paștelui. Fie suntem prizonierii media, fie suntem prizonierii propriului stomac. Ori una, ori cealaltă ne scot din atmosfera Paștelui. Nu știu dacă provocările sunt mai mari acum ca la un Paște obișnuit, sunt doar diferite. Riscul de a pierde Paștele există și acum chiar dacă suntem în casă. Dar cred că Dumnezeu ne oferă șansa asta să avem un alt fel de Paște, așa cum zici tu, tocmai ca să putem scăpa de lucrurile de care scăpăm mult mai greu, cele în care am intrat în tradiția fiecărei primăveri. De data asta, nemai având-o, haideți să nu cădem în tradiția foarte repede instituită, aceea ne da bună dimineața cu televizorul și a dormit noaptea târziu, uitându-ne la aceleași știri rulate de 17 ori pe zi, cu un catafalc, doi morți și nu știu câți infectați. Paștele autentic înseamnă eu cu Hristos și nimeni altcineva pe acolo. Eu și ai mei cu Hristos și nimeni altcineva în preajmă. Eu și ai mei răscumpărați, mântuiți, înălțați de Hristos. Despre asta este Paștele în fond și asta ar merita să cugetăm și să trăim în săptămâna aceasta. Dacă vorbim de un alt fel de Paști, mă gândeam la un lucru pe care noi românii poate nu l-am mai făcut de mult, să ne curățim. Paștele, la origine, a avut de-a face cu acest obicei al purificării, cu această introspecție până la urmă. Dacă vorbim de primul Paște, atunci Dumnezeu a poruncit, aruncați orice aluat. Ideea era de orice lucru necurat trebuie aruncat. Domnul Iisus Hristos, când a venit, a avut un mesaj central. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, adică aruncați lucrurile rele din viața voastră și credeți în Dumnezeu. Noi avem obiceiul astăzi de a face curățenie în casă, cum spuneai tu mai devreme. Un obicei preluat tot de la evrei, care înainte de Paște fac o curățenie extremă, adică nicio fărâmitură de pâine să nu se ascundă, eu știu, pe sub mochetă sau pe sub un pat sau după un dulap.
Oare care sunt lucrurile de care ar trebui să ne pocăim noi ca români în această vreme? Dacă Dumnezeu, iată, ne dă șansa unui altfel de Paști, și folosesc intenționat cuvântul șansă, adică ocazia de a ne pocăi, de a ne curăți, care ar fi lucrurile de care să ne pocăim noi, cei care ascultă Radio Vocea Evangheliei, noi, poporul român? Toate cele care ne-l ascund pe Dumnezeu sunt de lăsat și de dat la o parte. Până la urmă, nu știu, e greu și eu nu funcționez pe discuții din astea categoriale majore în care să identific vina sau vinele unei nații și în funcție de ele apoi să stabilesc calendarul de pocăință a cuiva. Însă, cred că pocăința începe de la nivel individual. Și nu cred că există o rețetă care funcționează neapărat, dacă funcționează pentru mine, devine universal valabilă. Dar cred că fiecare dintre noi, dintre cei care ne spunem creștini și slavă Domnului, suntem binișor peste 80%, poate chiar peste 90%, care ne mai spunem creștini în țara asta. Poate ca o paranteză, șansa Paștelui ăstuia este că ne-am gândit mai mult la Dumnezeu decât la un alt Paște. Ne-am gândit mai mult la Dumnezeu pentru că ne-am gândit că ar trebui să ne apere cineva de virus, că ar trebui să stea cineva lângă noi atunci când s-ar putea, Doamne ferește, să ajungem izolați într-o cameră cu niște aparate care bufăie în locul nostru. Și atunci ne-am gândit că ne-am avea nevoie de un înger, am avea nevoie de Dumnezeu, am avea nevoie de o rugăciune. Și pentru că ne-au trecut prin cap gândurile astea, n-aș vrea să le lăsăm doar să treacă, ci aș vrea să ne agățăm de ele și să dăm sens cu adevărat Paștelui. Iar pe măsură ce ne vin astfel de gânduri, pe măsură ce ne întâlnim cu ele, dacă stăm în mod autentic înaintea lui Dumnezeu, ne putem întreba, dar de ce nu m-am gândit până acum că aș avea nevoie de Dumnezeu? Dar de ce atunci când puteam să cumpăr tot ce voiam de pe raft, nu m-am gândit că am nevoie de Dumnezeu? Dar de ce atunci când trosneam de sănătate, nu m-am gândit la asta? Și asta poate să fie o meditație care să ne trimite spre pocăință. Cu alte cuvinte, vom identifica ce m-a împiedicat să mă apropii de Dumnezeu, să-L chem pe Dumnezeu și să-L văd pe Dumnezeu. Că au fost poftele, că au fost tradițiile, că a fost firea mea mai pornită spre desmărți decât spre o viață de sfințenie. Și așa mai departe, identificăm în mod concret care ne sunt ispitele, întrebându-ne de ce nu am avut o viață ca viața de acum, până acum. Am nevoie de un virus pe care nu poate nimeni dovedi ca să-mi aduc aminte că este Dumnezeu în cer? Am nevoie de un necaz în familie, trebuie să moară cineva drag ca să-mi aduc aminte că există biserică, există slujitori și oameni care să fie chemați în momente de restriște și lacrimi? Cred că de aici putem începe să ne pocăim. Mi-aduc aminte de un pasaj din Epistola către Evrei, unde autorul ne îndeamnă zicându-ne să ne apropiem de tronul Harului ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Numai că El nu ne cheamă să ne apropiem în vremea de nevoie, ci să ne apropiem acum, ca în vremea nevoie să fim ajutați. Iată că am ajuns în vremea nevoie și ne dăm seama cât de anevoie ne este să venim înaintea lui Dumnezeu. Cred că e suficient să ne uităm la rugăciunile noastre în perioada asta, să vedem cât de peltici suntem, cât de împleticiți suntem mulți dintre noi și cât de greu ne este să spunem o rugăciune de 5 minute. Acolo deja este o problemă de pocăință. De acolo deja ne dăm seama și înțelegem că, uite, faptul că noi nu mai vorbim cu Dumnezeu e o problemă. Gândiți-vă la o situație de cuplu. Ce ar fi să constați după 10 ani de căsnicie că nu mai ai ce să vorbești cu soția? Dacă este un om care își dorește cu adevărat căsnicia aceea și vrei să o salvezi, te oprești și zici, vai de mine, ce s-a întâmplat cu noi? Cum am ajuns aici? Și de aici începe restaurarea, reparația, pocăința, aducerea lucrurilor care contează în prim plan. Spre asta cred că este vorba și de Paștele acestea. Aș aminti și o știre pe care am citit-o și ar merita luată în discuție acum că suntem în preajma Paștelui. Autoritățile evreiești și-au propus în acel moment să jertfească mielul pascal pe muntele templului din Ierusalim anul acesta. Dacă statul le va permite, dar din câte am observat ulterior, situația, lucrurile s-au cam oprit, dar dacă statul le va permite, lucrul acesta ar marca prima dată când ceremonia are loc pe muntele templului după 2000 de ani.
Noi știm că unii susțin că înainte de venirea Domnului, de revenirea Lui, va fi reconstruit templul pe muntele templului din Ierusalim. Deci lucrurile se pare că sunt la limite. Iată, după 2000 de ani se aduce prima jertfă și toate uneltele templului sunt pregătite, toți preoții sunt pregătiți, suntem așa pe munchie cumva. Să înțelegem că este foarte aproape venirea Domnului, că este o chestiune de, ce să zic, săptămâni? Poate o întrebare prea riscantă, dar ce înțelegem din lucrurile care se întâmplă în jurul nostru? Iată toate aceste încercări prin care trecem și din partea virusului, dar și încercări de a restaura închinarea pe muntele templului. Semne sigur că sunt și istoria este, istoria noastră contemporană este plină, mustește de semne și de sens în ceea ce privește imminenta întâlnire între Creator și creație, într-o altă dimensiune decât cea în care am fost obișnuiți până acum, adică revenirea lui Iisus Hristos, judecata, răsplătirea, condamnarea. Realități pe care nu le putem evita și față de care trebuie să fim pregătiți, să fim pregătiți să ne întâlnim cu ele. Sigur că e inedit. Nu știu dacă vor reuși autoritățile ecleziatice să facă ceea ce ai spus tu sau nu vor reuși. Dar indiferent dacă vor reuși să o facă sau nu, Hristos este foarte, foarte aproape. Asta este o realitate pe care nu avem cum să o negăm. Nu știu dacă putem vorbi de săptămâni, de luni, cum zici tu. Cert este însă că Dumnezeu știe când și Dumnezeu știe că lucrurile se apropie de un astfel de moment. De aceea, Mântuitorul ne îndemna încă din vremea Evanghelilor, zicând, împărăția cerurilor a venit la voi. A venit peste voi, este aici și împărăția se ia cu năvală. Dacă urgența era la nivel de luat cu năvală în urmă cu 2000 de ani, care e urgența în istorie astăzi oare? Cât de mult ar trebui să ne ocupe, cât de prioritate zero ar trebui să fie mântuirea personală astăzi, dacă în urmă cu 2000 de ani Hristos zicea, împărăția se ia cu năvală. De aceea cred că indiferent că vine Hristos sau că plecăm noi în săptămânile care vin, tot cu El ne vom întâlni. Că vom fi generația răpirii sau că vom mai fi după noi o generație sau 10 generații. Noi nu ne putem mântui decât în generația în care suntem. Nu trebuie să așteptăm să vedem templul Ierusalim, să vedem jertfa făcută pe munte sau să vedem încă un virus sau nu știu ce conflagrație mondială. Noi putem muri până atunci. Și odată ce am plecat din lume, istoria mântuirii noastre s-a încheiat. Mântuiți sau nemântuiți? Lucrurile nu se schimbă dincolo de marginea mormântului în ce privește destinația veșnică a sufletului. De aceea, câtă vreme se zice astăzi să sărbătorim Paștele acesta o curăție de inimă, de suflet, câtă vreme se zice astăzi să venim și să ne împăcăm cu Cel ce este deja mielul care aduce pacea, care aduce împăcarea între noi și Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos sau cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Tot ce putem noi găsi în media, tot ce putem noi vedea ca știri care se duc în sensul ăsta, nu pot să fie decât impulsuri adiționale care să ne îndemne să ne pocăim. Dar și fără tot ceea ce putem afla și ceea ce ai spus tu mai devreme, pocăința rămâne la fel de necesară, de urgentă și de neevitat. Pentru că moartea în sine este o necunoscută și este de neevitat. Poate unii vom muri de virusul ăsta, poate vom trece toți, vom scăpa toți de el și nu o să moară niciunul, dar tot vom muri într-o zi. Mai devreme decât ne așteptăm de obicei, că nimeni nu-i prea pregătit să moară chiar dacă are 100 de ani. Ar vrea să vadă cum e la 101. Așa că, într-o astfel de situație, uitându-ne fiecare că viața noastră se duce spre final și nu spre început, înțelegem că avem de salvat ceea ce ne-a rămas din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, adică sufletul. Ne chinuim atât de mult să saturăm trupul ăsta, să salvăm trupul în fond, în lupta cu virusul, toată lumea luptă să salveze trupul. În lupta cu foametea, toți luptăm să salvăm trupul. În lupta cu moda, toți luptăm să așezăm trupul într-o lumină cât mai frumoasă. Dar ce facem cu ceea ce rămâne cu adevărat după ce dispare trupul ăsta îmbrăcat, dezbrăcat, hrănit sau flămând? Ce facem cu sufletul pe care Dumnezeu ne l-a dat și pe care zice că este gata să-l strângă
în grânarul lui sau să-l arunce ca neghină nefolositoare în ghena veșnică. Asta este marea întrebare a Paștelui, în fond, ce faci cu Hristosul care a venit să facă ceva din tine? Tu ce faci cu el? Mulțumim, Marius. Haideți să încheiem cu rugăciune. Părinte care ești în ceruri, mulțumim frumos că ești la cârma Universului. Mulțumim frumos că vremurile astea nu sunt străine ție, Doamne, și mulțumim că într-o astfel de vreme a pandemiei, într-o astfel de vreme a izolării noastre unii de ceilalți, Tu ești gata să stai lângă noi și Tu nu te-ai izolat de noi, Doamne. Doamne, mulțumim că este deschis încă cerul, Doamne, și mulțumim că încă este deschisă ușa mântuirii pentru noi și pentru semenii noștri. Te rog să ne ajuți să dăm sensul autentic, sensul binecuvântat, sensul biblic Paștelui în viața noastră. Te rog să ne ajuți să facem din el o sărbătoare a ieșirii noastre dintr-o lume a păcatului și a intrării noastre în împărăția binecuvântată a Fiului Tău. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim cu adevărat. Ajută-ne să putem să ne uităm în urmă și să ne uităm la noi și să înțelegem că lucrurile care ne-au încurcat odată, lucrurile care ne-au împiedicat odată, trebuie date la o parte prin și cu ajutorul Tău. Și putem începe o viață nouă, o viață binecuvântată. O viață în care Dumnezeul Învierii să poată să vină și să ne spună pace ție. Ne dorim o astfel de pace, Doamne, o pace care întrece orice pricepere. O pace care e dincolo de virus, care e dincolo de oameni, care e dincolo de diavol. O pace care ne așează pentru totdeauna în veșnicia Ta. Ajută-ne, Doamne, să luăm cu adevărat lumina cea care nu se stinge, lumina învierii Tale, lumina pocăinței, a dezlegării noastre de trecut și a legării noastre pentru totdeauna de moștenirea binecuvântată a copiilor Tăi. Te slăvim și ne închinăm Ție, Tată din ceruri, împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim tare mult, Marius. Prin telefon am fost cu Marius Margea de la Biserica Pentecostală Apele Vii din Timișoara. Am vorbit despre un alt fel de Paște. Da, probabil că vom avea, cu siguranță vom avea un alt fel de Paște, dar este același Hristos. Îl putem găsi pe același Hristos. Așadar să ne pregătim de Paște, dar nu doar de Paște, să ne pregătim de întâlnirea cu Hristos pe nori.